Tradițiile și obiceiurile străvechi ale unui popor se regăsesc îndeosebi în colindele și dansurile din preajma Crăciunului și Anului Nou. Să fac ceti mai mici, plec în sat la colindat. Obiceiurile din perioada sărbătorilor de iarnă diferă de la o zonă la alta și se păstrează cel mai bine la sat. Un obicei vechi de secole este dansul sau jocul ursului. A apărut în Moldova și s-a răspândit în această regiune a țării, mai ales în partea de nord, în Bucovina. Ursul e o tradiție de noastră, locală, care se întâlnește numai pe Valea Trotușului și Valea Seului, din Bacău. Dansul ursului este printre cele mai spectaculoase jocuri cu măști de anul nou. S-a păstrat și în zilele noastre și este practicat mai mult în zonele de deal. Cel mai bine a păstrat tradiția grupul Ursulului Gavrilă din comuna Asău, din județul Bacău. Apare iarna cu orice obicei de iarnă, și capra, și ursul, și plugușorul, urătorii, tot iarna. Astea sunt tradițiile de iarnă, da, e o scenografie, o discografie. Avem un ursar, cum îi spunem noi, un comandant la urs. După el trebuie să joci și după Tobi. După lăsarea serii, ceata cea mare se împarte în grupuri mai mici și încep să meargă din casă în casă până la răsăritul soarelui, atunci când anul nou își intră în drepturi. Colindătorii și urătorii cântă și transmit urări de bine pentru noul an. Se spune că dacă joacă ursul în curte, în bătătură, cum îi spunem noi, de anul nou, s-a lungă relele acumulate de anul ce a trecut. Prima dată, jocul ursului a fost dansat în anul 1950. Primul organizator al acestei cete a fost Nicodim Gavrilă. Au continuat fiul și nepotul său. Acum, un grup de tineri iubitori de tradiții duc obiceiul popular al cetei urșilor de la Asău mai departe. Se păstrează și chiar foarte bine, deocamdată. Nu știm încolo pe viitor ce generații vor mai veni. Am un nepoțel acolo, are un an și două luni. L-am luat cu noi acum doar civil. Mai sunt mulți în ceata noastră, la care părinții lor, la rândul lor, au crescut în ceata ursilor. S-au căsătorit, au copii acum și de la mic la mare din în ceata de urs. Jocul începe cu chemarea ursului în ritmul sacadat și puternic al tobelor uriașe. Fiecare etapă are ritmul ei. Jocul pornește de la o singură tobă care dă tonul până se ajunge la sunetul frenetic al zecilor de toboșari. Urșii se mișcă singuri, se comportă la fel ca atunci când trăiesc în libertate, în sălbăticie. Fac tumbe și simulează chiar atacul asupra persoanelor. Un rol important îl are cel care conduce animalele și încearcă să liniștească urșii. Fiecare ursar poartă blană de urs inclusiv în zona capului și imită foarte bine mișcările acestui animal. După ce fac urări de sănătate, belșug, bucurie, cetele primesc în dar colaci, vin, cârnați și uneori bani. Înainte îți dădeau nuci, mere și niște colaci foarte bune. Acum mai mult patiserie. Hei, jucați caprele găna! Hei, cum îi pin la noi prin sa! Hei, pi la noi, pi nineu! Hei, tete capra cu edu! Hei, numai șerbu singurel, sus pe munte la ine! Un alt obicei practicat în timpul sărbătorilor de iarnă este cel al umblatului cu capra. Ține de regulă de la Crăciun până la anul nou. Pe Valea Ilvelor, în județul Bistrița-Năsăud, obiceiul este tot mai mult readus în actualitate de tinerii satului. Încă de mici, copiii din Ilva Mare vor să fie belciugari și înainte de sărbătorile de iarnă se străduiesc cu toții să-și confecționeze măști. Pentru asta apelează la feciorii mai mari din sat, ca să învețe cum să se mascheze și ce strigături trebuie să știe pentru a porni cu belciugarii. Câți ani ai tu? 20. 20 de ani. Și de unde ai învățat să urezi? De la colegii mei mai mari. Au dus tradiția din moș-trămoș. Ce te face să mai rămâi la sat?
acolo am crescut. Și e greu să mă duc de acolo. Belciugarii sunt de fapt niște tineri mascați care dansează și execută figuri comice. Capra este jucată de unul dintre feciori cu dibăcie, sincronizându-și spectaculos clâmpănitul fălcilor cu sărituri și răsuciri, cu bătaia bastonului la podea și tropotul pașilor. E cine joacă perina? E multă gura căpăta! E lasă perinuța jos! E și sărută-mă frumos! Ei, jucă-ți capre roate, roate, ca să curea pingășoate. Haide, haide, caprile, ei, să vă vadă, domnile, e, domnile, nevestile, mai cu seamă, babile. Ei, la Bistriță, o ninzi o lună, ei, la Paris, e vreme bună. Din dragoste pentru frumos, tineri din Bistrița și din Bacău au dus tradițiile peste hotare. Jocurile cu capre și urși au ajuns în Paris. Suntem într-un moment mai special aici, în fața Bisericii Saint-Sulpice din Paris, în piața din fața bisericii, pentru a prezenta niște datini de iarnă, jocul cu caprele și jocul cu urși. Pentru jocul cu caprele a venit domnul Pavel Berengea cu grupul din Ilva Mare din Bistrița. Pentru jocul cu urși a venit domnul Daniel Nicodim cu grupul ursului Gavrilă din Asău, de lângă Bacău. Toți suntem vecini, prieteni, de la mare la mic. Venim cu familia, toți fac parte din ceată. Venim din județul Bistrița Năsăud, în comuna Ilva Mare. Așa? Și am venit cu obiceiurile de iarnă, cu jocul caprei, belciugare, cum se spune pe la noi. Este amuzant. Este drăguț și amuzant. O sărbătoare înainte de sărbătoarea Crăciunului, asta înseamnă iubire. Este bine să iubești, este foarte bine. Suntem mândri de treaba asta, că cineva ne cheamă să vadă tradiția noastră. Sătenii cred cu tărie că gospodăria în care joacă belciugarii va fi una bogată în anul care vine. De aceea, toată lumea îi așteaptă și îi răsplătește. Indiferent că vorbim despre jocul ursului sau al caprei, cei care iau parte activ la aceste obiceiuri sunt însoțiți de fiecare dată de o ceată de colindători și de muzicanți. Toți animă atmosfera cu trompete, tobe, fluiere și alte instrumente. Picioare, lera torocilor!